Bună, dragilor, și bine ați venit la citirile pentru joi. A venit și motanul să ne salute, să ne ofere un pupic. Bun, dragilor, joi 7 aprilie, o zi frumoasă, da, așa cum se întinde și motanul, este o zi în care mai respirăm puțin, pe de o parte. Este o zi cu drumuri, o zi cu provocări, speranța pe care noi o avem legată de o relație, legată de o pasiune pe care o avem, un anumit punct înalt pe care noi dorim să-l atingem. Fiecare în sufletul său cu siguranță își dorește ceva. Ei, și în această zi de joi avem ocazia. Faetonul vine cu acțiune. Faetonul vine și provoacă lucrurile. Bineînțeles că ni se cere foarte mult să menținem un echilibru. Între două extreme, în cele mai multe cazuri. Iar energia generală este steaua, așa cum știți. Foarte interesant. Aici discutăm despre o persoană care este foarte autentică, foarte sinceră, și mesajul care mi este transmis este următorul: Faptul că, în sfârșit, putem să mergem pe drumul destinat nouă. Steaua vine cu o dorință. Faetonul reprezintă drumul nostru în acest caz, iar roata norocului vine și ne ajută ca lucrurile să înceapă să meargă într-o direcție, poate la care nici măcar nu ne așteptăm. Posibil ca ceea ce s-a întâmplat miercuri să ne ajute pe fiecare dintre noi să mai revizuim anumite lucruri. Să ne schimbăm puțin părerea despre o relație, despre o situație, despre o persoană anume. Dar, repet, în cele mai multe cazuri, văd că avem ocazia în ziua de joi, mai ales că este ziua lui Jupiter, Marele Benefic, micul Benefic Venus. A intrat și ea în pești, deci de acolo ne ajută, ne oferă mai multă pace, mai multă iubire, ne face să fim mai visători, dar în egală măsură să știți că ne ajută foarte, foarte mult pe îndeplinirea dorințelor noastre. Deci avem cei doi benefici la ei acasă, se simt foarte bine în Zodia Pești, amândoi și Jupiter și Venus, mai este până se vor întâlni, dar oricum ne ajută și cu siguranță pentru fiecare dintre noi lucrurile sunt într-un da, sunt într un sunt într un anumit sector de viață. Da. Ah, bun. Și vreau să vedem și o carte oracol. De fapt, cred că o să iau două, așa simt. Cred că ar trebui să-mi aduc um, cafeaua aici, să o servesc cu voi și cred că asta voi face. Dar după ce scoatem cărțile oracol. <laughs> Primul mesaj este să ne menținem inima deschisă. Foarte frumos. Și mai avem aici. Să îndepărtăm orice insecuritate, orice. Nesiguranță. Și să ne eliberăm emoțiile foarte frumos, tot a ieșit acest mesaj să ne eliberăm emoțiile. Da, pentru cei mai mulți dintre noi este o zi cu totul și cu totul specială în care. Poate avem ocazie în sfârșit să fim autentici, să fim sinceri, ni se ivește o oportunitate prin care putem să ne exprimăm emoțiile, prin care putem să ne ducem la îndeplinire un anumit vis pe care îl avem. Bun, și acestea fiind spuse, vă invit să căutați acolo zodiile de care sunteți voi interesați. Vă reamintesc de filmările pentru această săptămână, sper că le-ați vizionat, este o săptămână foarte interesantă. Și de asemenea, dragilor, vă invit să vizionați și filmările pentru luna aprilie, că sunt apărute toate. O să atașez playlist cu toate zodiile mai jos după capitole. Și acestea fiind spuse, haideți să vedem ce se întâmplă cu fiecare semn zodiacal în parte. Pentru Berbec este o zi cu decizii importante, și de asemenea pentru unii dintre voi văd aici că sunteți foarte determinați, foarte siguri pe voi, luați atitudine într-o situație și vreți să clarificați lucrurile. Haideți să vedem despre ce este vorba. Pentru unii e vorba de o decizie care se ia undeva la locul de muncă sau uh, o veste pe care o auziți și care ține de zona autorităților. Ei, de aici, dragi berbeci, începeți să fiți mult mai siguri pe voi, mult mai um, Strânși acolo în ceea ce faceți, însă pentru unii e nevoie să luptați puțin pentru acest scop pe care îl aveți voi de îndeplinit în ziua de joi. Fie că e vorba de un drum pe care îl faceți, fie că e vorba de o provocare care apare, vă văd ușor stresați în ziua de joi. Parcă vă stresați, nu știu într-o situație în care ori voi trebuie să faceți o nedreptate, ca să spun așa, adică să vă urmăriți propriul interes. Ori în alte cazuri, unii e posibil să vă gândiți mult mai intens la ideea aceasta de dragoste, la faptul că nu sunteți fericiți sau poate să fie o zi în care găsiți voi așa un detaliu care nu vă place într-o relație sau chiar, eu știu, într-un domeniu foarte drag vouă. Nu uitați că Venus la voi a intrat pe casa 12 -a și de acolo vă poate ajuta pe de o parte, dar Vă și face să vă gândiți mai mult, să vă concentrați mai mult pe zona aceasta a iubirii, a banilor, dar într-un mod mai diferit. În final, văd o eliberare, o veste nebunească um, care apare la orizont, dar alții parcă vreți să faceți un lucru ieșit din comun. Și văd o victorie care poate ține de un nou proiect, de un copil sau de o persoană mai tânără este cineva care începe aici să se respecte, cineva care își vede de treaba sa, poate auziți o veste bună, așa cum am spus, care vine de la un drum sau ține de o instituție, de o noutate. Dragi tauri, e și motanul aici cu noi, e somnoros, cred că mai vrea și el cafea. Voi vă faceți planuri pentru un termen mai scurt sau alți tauri faceți un drum un drum care are legătură cu zona aceasta material. vreți să vă înfrumusețați, poate aveți de făcut niște cumpărături sau aveți de plătit niște facturi. Unitauri, dar nu vă văd atât de supărați, deci e de bine. Posibil să aveți o discuție puțin în contradictoriu cu o persoană aflată într-un drum scurt față de voi deci la depărtare sau o discuție în contradictoriu care ține de un drum, dar și de zona locului de muncă. Aici văd pe cineva care este foarte curiosă, foarte curioasă în privința voastră. Posibil să fiți voi cei care vă doriți ceva anume, vă doriți să schimbați ceva, ați luat aici o decizie. Și în final, taurii văd că reușesc să rezolve ceva legat de acte, hârtii, documente. Dar care vizează independența voastră financiară, însă într-un mod diferit. Chiar vi se oferă o oportunitate, dragi tauri, în schimb, repet, se cere să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, să vedeți lucrurile altfel. Bineînțeles, e vorba de faptul că unii tauri, eu simt aici că e cazul să vă respectați mai mult și în urma acestui drum vă dați voi seama că ar fi cazul să vă puneți puțin și pe primul loc. Gemenii au o zi puțin agitată. Posibil să apară o discuție în contradictoriu, o ceartă, o senzație așa de concurență, care ține de niște drumuri. Pentru alții, poate sunteți prinși în mai multe locuri. Trebuie să mergeți în mai multe locuri și trebuie să vă organizați foarte bine timpul. Posibil din acest motiv să fiți ușor stresați și să reacționați mai diferit, ca să spun așa. Wow. Poate să fie o senzație de concurență care ține de um, care ține de iubire sau care ține de o persoană. Unii posibil să aflați de o veste care vă mișcă destul de mult lucrurile. Și totuși văd soarele, deci răsare soarele. Apare ceva la orizont. E un succes aici și o victorie. Unii poate vă întâlniți cu o persoană dragă vouă sau reușiți să duceți la bun sfârșit anumite planuri pe care le aveați. Poate mergeți la o petrecere, la o zi de naștere sau sunteți invitați undeva. O stabilitate foarte mare văd aici, o bucurie pe care o aveți. Poate primiți niște bani în această zi. Wow. Dragi gemeni, se pare că unii chiar începeți să vă apreciați foarte mult și în cele mai multe cazuri chiar vă văd destul de mulțumiți cu ceea ce aveți, dar, repet, nu știu, e ca și cum mergeți undeva, vă înfrumusețați, faceți ceva, vă cumpărați ceva, începeți să vă respectați mai mult, începeți să impuneți, începând cu ziua de joi, anumite lucruri așa în jurul vostru, tocmai pentru a vă manifesta și voi această autenticitate pe care o aveți. Racii sunt plini de speranță și foarte mulțumiți, foarte împliniți. Ceva vă mulțumește, dragi raci. Văd aici și o persoană foarte plină de viață, foarte pozitivă. Și o invitație pe care o primiți spre o aventură. Sau alți raci chiar sunteți dispuși să faceți niște activități noi. Văd o întâlnire pe care o aveți, o revedere cu o persoană dragă vouă. Sau pentru cei care așteptați o veste care ține de vânzări, afaceri, așteptați un colet, Așteptați un cadou ei în ziua de joi, aveți ocazia să rezolvați. Și vă simțiți mult mai siguri pe, pe propria persoană. Ia uitați aici mult mai siguri sunteți pe voi. O siguranță care vine de la un drum iarăși văd aici. Este ceva ce ține de o revedere, nu știu, vă dă cineva un mesaj. Vă reluați legătura cu o persoană, dar. Acest aspect vă oferă foarte multă siguranță de sine. Dacă aveți de făcut un drum ca să rezolvați ceva, cu siguranță lucrurile sunt bune și mulți raci văd că vă, vă concentrați foarte mult pe tot ce ține de confortul vostru fizic. Mai mult decât atât, un proiect poate merge bine astăzi, și doamnele și domnișoarele văd că vor începe să se respecte mult mai mult începând cu această zi de, de joi. E ca și cum vi se oferă așa o siguranță, vi se pune o coroană pe cap și spuneți gata, aici sunt. Pentru domn din schimb, posibil să intrați în contact cu o astfel de femeie care să vă ajute să rezolvați. Ceva, dar în alte cazuri totuși văd un contact pe care îl aveți cu acte, hârtii, documente, cu o instituție și văd că reușiți să rezolvați ceva anume. Lei sunt foarte împliniți astăzi, foarte bucuroși. Dar în același timp sunteți și obosiți, dragilor. Sunteți obosiți și aveți aici o teamă mare, mare, mare o teamă mare care ține de un blocaj, de o distanță, de zona internetului, adică e ceva ce nu vă place, ceva ce vă dă cu virgulă. Și de asemenea, dragii mei lei, văd aici că reușiți să împăcați pe cineva sau reușiți să găsiți o soluție de mijloc. E o situație anume în care trebuie să renunțați puțin la fricile voastre, că asta vă trag în jos aici sau la niște dependențe, niște urgoli, ceva de genul acesta. Și uitați că sunteți aici, stați și analizați o situație care ține de bani. Un grup de oameni care poate avea un rol important în această zi. Păi este teamă puțin, dar pe de altă parte, posibil în familia voastră să se petreacă ceva ce nu prea vă, nu prea vă place vouă. Are legătură cu un final și cu un cuplu sau un punct înalt în care se ajunge. Uau, wow, Foarte multă speranță! În final, vine cineva aici, vă suflă în aripi, vă spune tot felul de cuvinte frumoase, vă ajută. Poate fi o persoană de la locul de muncă. O persoană mai tradiționalistă, mai diferită, mai specială, care vă ajută să faceți lumină în toată această poveste. Poate avea legătură și cu un drum, cu o schimbare, cu o mutare în alte cazuri. Dacă aveți de făcut niște drumuri, să știți că rezolvați ceea ce v-ați propus. Fecioarele renunță la ceva în această zi. Poate în sfârșit aveți ocazia să ieșiți dintr-un blocaj, dintr-o relație, dintr-o asociere, dintr-un parteneria, dintr-o căsătorie, știu eu. Reușiți în sfârșit să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă și mai mult decât atât, văd că lăsați ceva în, în, în urmă și vă îndreptați către noi cărări, către noi locuri, ca să spun așa. Hai să vedem ce lăsați în spate. Păi lăsați în spate niște reguli sau o funcție, o persoană care este importantă, iarăși pentru voi văd aici un împărat. Și vă îndreptați către a petrece, către a vă simți bine. Unii chiar sunteți pregătiți să, să vă luați mâna de pe cineva, să vă urmăriți puțin propriul interes. Văd aici că sunteți preocupați de zona locului de muncă. Parcă vreți să reparați ceva, vreți să lucrați la ceva. Dar împreună cu o persoană din ce văd eu aici, wow, dragi fecioare, apare turnul, da, turnul care a fost miercuri, nu știu ce ați făcut miercuri, dar ideea este că reușiți să vă eliberați dintr-o situație tensionată de la locul de muncă, ceva ce tot vă stresa aici și um, iarăși aveți atenție cum lucrați, indiferent de ceea ce faceți, fiți puțin mai atenți la detalii și lăsați-vă deschiși schimbărilor care apar, pentru că steaua aduce schimbări pentru toată lumea. Poate vă mai odihniți, vă mai relaxați. Și încercați să vă gândiți foarte serios la un compromis sau la o nedreptate pe care ori voi o faceți cuiva sau, mă rog, cel puțin așa considerați, vă simțiți vinovați aici de niște lucruri sau vă gândiți la faptul că nu prea vă convine o anumită situație și vă gândiți la faptul că voi vă simțiți Tot tocmai pentru că cineva aici tot trage de timp și tot nu vrea să se schimbe sau nu dă dovadă de seriozitate. Balanțele simt o eliberare. într-o decizie radicală. Văd că vă informați aici cu privire la o situație care ține de a cumpăra ceva, de a da bani, de a împărți bani și văd aici o decizie care se ia și care vă eliberează, care vă propulsează într-un nou început. Are legătură cu un nou contract, cu o nouă asociere sau cu o nouă înțelegere. Pentru cei singuri, să știți că aveți ocazia să cunoașteți o nouă persoană. Totuși, este o înțelegere pe care o faceți și care are în prim plan un ideal pe care voi îl aveți, ceva ce vă doriți foarte mult sau ceva ce ține de familia voastră. Văd o persoană foarte dulce, iubitoare, sensibilă. care, nu știu, vă invită la o petrecere sau vă propune ceva nou. Ia uitați, este un as de monede, deci un element de stabilitate. Unii poate mergeți într-un loc nou, faceți activități noi, auziți de o bucurie din partea acestei femei și în final apare turnul. Turnul care reprezintă o răsturnare de situație, ceva care nu mai funcționează, în sfârșit cade. Wow! Și posibil ca, în primă instanță, să nu vă prea placă pentru unii dintre voi, să nu vă prea placă pentru că o să fiți prinsi în continuare de trecut. Știu că voi luați greu deciziile, însă, unii e posibil chiar să aveți și o discuție mai aprinsă sau să vă treziți cu o surpriză, cu o surpriză total neașteptată, să fiți puși în fața faptului împlinit din partea unei persoane. Scorpionii sunt foarte curioși în această zi, într-o situație în care încercați voi aici să vă urmăriți propriul interes. Pentru alții, posibil să vă fi făcut tot felul de planuri, să fi început ceva nou, dar uh, se pare că anumite detalii v-au scăpat din privire, v-au scăpat din vizor. Și aici, totuși, în alte cazuri, văd o persoană care. Uh, Este foarte curioasă în privința voastră și poate avea legătură cu o persoană mai sensibilă sau cu tot ce ține de creativitate. Totuși vă văd foarte împliniți, foarte mulțumiți și unii scorpioni reușiți să rezolvați ceva important pentru voi. Anumite elemente pe care le lăsați în spate în această zi. Poate să fie vorba de o relație sau de o întâlnire pe care v-ați programat-o și pe care nu știu, nu o puteți îndeplini. În alte cazuri, poate chiar vă întâlniți cu cineva, cu un prieten, cu o persoană de la locul de muncă, sau vi se propune ceva nou și atunci lăsați în spate niște activități pe care le aveați de făcut. În final, vă văd aici destul de relaxați. Stați și analizați o situație, încercați să găsiți cea mai bună soluție într-o situație care ține de un drum, de o schimbare, de o mutare. Alți scorpioni parcă faceți un drum pentru a vă relaxa, pentru a vă simți bine și este ceva ce are legătură cu un succes sau are legătură cu un copil, această mutare, această schimbare, parcă tot căutați voi ei soluții și soarele vine și vă luminează viața, vă luminează drumul și vă ajută, dragi scorpioni, să Găsiți soluția potrivită, mai ales dacă luați așa o mică pauză, cu siguranță reușiți. Săgetătorii pun punct la ceva, încheie ceva. Află de un final dureros, un final care stresează. Eu cred că este ceva asupra căruia tot v-ați stresat voi aici, v-ați făcut tot felul de gânduri și eu v-am spus că în luna aprilie asistăm la tot felul de finaluri, ca să spun așa. Ceva se încheie pentru voi. Hai să vedem ce. Auziți de un final care ține de zona autorităților sau care ține de o persoană care are autoritatea asupra voastră. Poate fi șeful, poate fi o persoană din familie și este ceva ce ține de un drum, de o schimbare pentru voi. Um, unii săgetători chiar sunteți foarte mult puși pe gânduri, posibil să vă luați pauză și văd aici că ar fi bine totuși să și comunicați, pentru că o să aveți tendința să Scoateți din voi tot felul de frici, tot felul de temeri, dragi săgetători. Vedeți că este un blocaj mental, dar este pur și simplu doar în mintea voastră. Pentru că, în această situație, probabil s-a întâmplat ceva în miercuri sau ceva de genul acesta, pentru că văd aici turnul și asta înseamnă rosturnare de situație. Turnul a fost energia generală pentru ziua de miercuri. Și văd aici că sfatul pentru voi este să încercați să priviți altfel realitatea, să vă schimbați puțin punctul de vedere, să vă schimbați puțin modul în care voi vedeți o persoană. Și în final văd aici o întâlnire cu familia sau pentru alții văd că primiți o veste care ține de un grup de oameni o decizie care se ia, o clarificare în familie, la locul de muncă, într-un grup de oameni, dar văd că într-un final găsiți o soluție, posibil printr-o femeie din familia voastră, o femeie mai rece, mai dificilă, mai detașată, care este mai rațională din fire și care poate a trecut prin ceea ce ați trecut voi și acum vă poate susține, vă poate ajuta și asta este foarte bine. Capricornii au de luat o decizie în ziua de joi. Și parcă sunteți foarte mult puși pe gânduri de niște sfaturi pe care le primiți de la o persoană pe care voi o respectați foarte mult. Cineva vă oferă niște cuvinte de încurajare, dar în alte cazuri posibil chiar să nu vreți să comunicați foarte mult. Sunteți foarte gânditori la un copil sau la o noutate care poate să apară. Și care ține, nu știu, parcă nu sunteți voi foarte deschiși în legătură cu o distanță, în legătură cu o așteptare mare. Poate aveți de stat la un drum, la, la un rând, sau aveți de făcut un drum îndepărtat și sunteți ușor stresați. Hmm. Că vorbeam de drum. Da, faceți un drum astăzi sau primiți o veste de la drum. Iar pentru alți capricorni, începeți să luați atitudine într-o situație. Începeți să spuneți lucrurilor pe nume și, mai mult decât atât, unii capricorni chiar încep să fie mai siguri pe ei, mai așezați, mai altfel. Începeți să vă conduceți voi viața. Poate asta ar trebui să faceți. Și văd aici că. O să aveți foarte multă încredere în voi după această poveste, dar pentru unii tot se menține această idee de provocare. Poate vă planificați ceva pentru vineri, știu eu, în unele cazuri, dar ia uitați ce cuvinte frumoase primiți și cei mai mulți Capricorni vă văd foarte plin de viață, dorniți să comunicați și poate chiar primiți niște vești bune care țin de un grup de oameni sau vești bune care țin de zona aceasta a învățământului, ca să spun așa, adică să învățați ceva, că toată viața învățăm. Vărsătorii sunt pregătiți să acționeze într-un mod diferit însă vă văd puțin stresați pentru că urmează o activitate nouă pe care trebuie să o faceți sau o activitate pe care o faceți într-un mod nou, într-un mod diferit și care presupune o distanță mare, care presupune să dați dovadă de forță, dați dovadă de putere, să aveți încredere în forțele proprii. Și hai să vedem unii sunteți stresați cu privire la un copil sau o persoană mai adolescentină, ca să spun așa. De asemenea, dragii mei vărsători, văd aici o bucurie care apare de la o persoană dragă vouă, dar care ține și de un final. Multă comunicare văd aici și foarte multă pasiune. Sunteți foarte activi în această zi, vreți să faceți multe lucruri, dar niște Vorbe pe care le primiți vă cam stresează aici. Vă cam stresează, nu știu, vă stresează ideea aceasta de probleme de sănătate, vă stresează. Ceva ce ține de zona. Banilor iarăși pentru universători sunteți foarte gânditori. În final, văd că oricineva ia o decizie și vouă nu vă place. Ori alți vărsători chiar sunteți foarte hotărâți să vă urmăriți și voi puțin propriul interes din toată această poveste și să faceți un drum. Nu știu, voi trebuie să faceți un drum și nu vă place sau primiți niște vești de la drum, de pe internet, ceva ce nu, nu vă face vă o plăcere și ceva ce vă face să acționați într-un mod diferit față de cum ați făcut-o până acum. Dragilor, este o zi în care se cere să ne răcorim emoțiile, să spunem lucrurilor pe nume și mai mult decât atât, ni se cere să ne menținem inima deschisă. Și să îndepărtăm din jurul nostru toate lucrurile nesigure. Peștii au de-a face cu actele, cu documentele în această zi. Aveți de luat voi o decizie importantă și sunteți foarte um, pozitivi. Aveți o speranță foarte mare, cum că, în sfârșit, se face dreptate sau cineva ia o decizie. Nu i neapărat să aveți de-a face cu așa ceva. Um, Însă văd aici că unii vă folosiți de niște informații prețioase pe care le aveți pentru a reuși să împărțiți ceva ce ține de bani, ceva ce ține de acte. Unii văd că intrați în contact cu o persoană care are o cunoaștere foarte mare, o persoană care este mai secretă, așa, mai discretă și apare un nas de băte, o speranță mare, o flacără, care se reaprinde undeva anume. Nu știu, faceți un drum într un mod diferit. Nu știu, mergeți pe jos, dacă până acum mergeați cu autobuzul, mergeți pe jos sau lăsați mașina deoparte. Um, poate să fie vorba de ceva ce ține de o stare de o problemă de sănătate pentru unii pești, pentru alții poate avea legătură cu cu faptul că sunteți pregătiți în această zi să vă respectați puțin. Și să aveți și văd că aveți curajul să vă înfruntați anumite frici pe care le aveți. În final, văd că ceva se decide, poate cine știe, o decizie care se ia la locul de muncă și care poate avea legătură cu o femeie. În alte cazuri, în sfârșit, reușiți să clarificați o situație care ține de un final, dar e un final puțin dureros poate nu neapărat pentru voi, ci pur și simplu o să încercați să fiți acolo să-i ajutați pe ceilalți. Interesant. Și este ceva ce ține de o persoană care studiază în grup sau ceva ce ține de o persoană nu știu, de la care voi aveți ceva de învățat sau o persoană care îi predați ceva. Totuși văd o primă victorie aici și Poate fi ceva care are legătură cu o persoană mai tânără, dar și cu o decizie cu dar așa, radicală peste noapte, nici măcar nu aveți timp să o vedeți doar o simțiți aici. Dar este bine, pentru că judecata vine cu o eliberare și vine cu recompense pentru fiecare, fix atât cât merită, fiecare primește. Dragilor, acestea au fost citirile pentru ziua de joi. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi de joi frumoasă, binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri.